Salutare și bine ați revenit la încă o emisiune de World of Tanks pentru români. Cu J, eu. În fundalul s-au auzit încă câteva melodii noi, care teoretic n-au dreptul de copyright, ca să mă deranjeze pe mine. Mi-ai luat muzica noastră, care abia se aude și e stricată de toate tunurile și trage și explozie de până la nu. Deci, să nu vă speriați dacă nu numai că s-ar putea să fie proaste, neinteresante, plictisitoare, dar să n-aibă nici o temă comună. În ce misiune avem și noi azi? 50 de ce? 50 de vehicule sovietice. Da, 50 de vehicule sovietice, conducând alea, primind 250.000 de reward. Deci e cu toate tankurile, bă. To say all vehicles. Nu poate să zic toate vehiculele, da. Large repair kits, Confederate și două vehicule cu toate alea. Bun. You can do that. Să fii între primii trei la damage, 15.000. Dar bănuiesc să facem non-stop. Okay. Interact special, artilerie, nope. Am artilerie, dar nu. Pentru crew experience, nu. Asta oricum trebuie să-l fac, am luat nashor, nu? Așa, earning stripes. 50.000 de HP, greu, se face greu, dar se face. Și bineînțeles, Road to Victory. O zi de premium pentru 125 de victorii. Am 70, I'm getting there, ajung eventual. Brother in arms, pentru... Da, crew, mă cac în el. Crew, global victory, I don't do that shit. Win it in battle! Experiență și cred. Bun! Vedem dacă am ceva prieteni online. Nope. E moldit, am eu. Moldi nu știe. Hai să începem, asta prea mult și am pierdut vremea. Cum ziceam, să nu vă așteptați la o temă comună la muzica de fundal. Dar măcar merge, interesant. Cel puțin, nu? Airfield, 669% cu Nashor, nu? Tier 6, perfect chiar. Am totuși un Su-5 care nu e la fel de periculos ca un Panzer 2, care e rază de căcat. Să se vină cam pe undeva pe aici ca să poată să-mi iasă pe mine. Nashor nu e drăguț, dar m-am obișnuit cu flagbusul cel dinainte și damage-ul și penetrarea e aproape la fel, ce e dezamăgitor. Asta ori înseamnă că turnul ăsta e inferior, ori că ăla era foarte, foarte bun. Și sunt de părere celălalt era foarte bun. Tot 200 penetrare, tot 240 damage. Se cam simte la tier 6 că nu e la fel de bun. La tier 5 spulberai cu el, la tier 6... Schimb vehicul e mai... Nu e mai bun. Îmi pare rău, vehiculul nu e mai bun. Singurul chestie care are mai mult decât flagbus-ul e posibilitatea de a da unul mai mult în stânga și în dreapta. Nu foarte mult, dar mare mult. În rest, nu-i mai mobil. Dar e totuși un pic mai jos, parcă. Pus pe șasiu de hamă. Deci mă așteptăm să vedem cine scoate capul. Cine e curajos? Cine îndrăznește? Ne blocăm totuși tankul să ne mișcăm. Hai mă, nimeni. Schimbă echipa noastră, văd că s-a împărțit bine. Mai puțin idiotul ăsta care face camp acolo. Ești un VKP, ești un mediu, mă. Tu să fii. Da. Bineînțeles, cam performanțe. Probleme de performanțe, trist. Ce făceam eu cu VKP-ul, mă uceam lângă ei, că, bineînțeles, eram deștept și foloseam turnul de 88 mm. Înseamnă penetrarea de căcat, dar damage serios. Pidea în lateral și de ai. Nu se taia acolo, că am fricos. Două OP-uri acolo, ia-s cu buton? Nu sunt buton. Ah, mai negrute! Ce ta... Zwei mega... Ia, fai, dă-o măsa de germană. Bă, și ce germană știam, pe primea că mutam la desenele. Pe RTL.
bineînțeles că e pe bolovanul ăla. Să vezi că nu fac nimic tura asta. Că n-am dinamic, pierde toată vremea. Și nu face nimic serios. Na, și acum mă duc eu, acum vine te 150, să-ți fii, tu să fii. Ca de obicei, problema că am astfel de tank destroyer, e că n-are hit points și n-are armură, deci... Dacă mă iau la întâlnire și ei mă văd, eu mi-e iau serios. Nu e ideal. Nu vrem să ne vedem. Calume sus. Nu pot să-l văd. BDR și un ARL. Camera 1350. Că avem un ES, îl vine peste noi. Grijă, băi. Problema e că e un fel de mobil. Cu toate că s-a prea la maxim. În schimb, pentru că am făcut cu Ferdinandul grind, am reușit să scap de upgrade-ul foarte repede. Trebuie doar doar șenile ca să-mi pun ca să-mi pun echipamentul, camuflajul, binoclu, alte chestii de genul. Hai mai în spate, vrei tot să vii. E vremea cu asta. Ăla e idol? Nu. Churchill-ul premium sovietic. Aaaa, căcat. Și bineînțeles că pot să mă penetrez, că n-am deloc arbor. Îmi place că artilerea e invizibilă acolo. Oh, fuck. Da, bine, echipa mea fragmenta. APCR gold, idiot, că avea unul cu gold. Continuăm. Sub 152, e mers doar fiind counter. Mai trebuie tunul, restul s-a plătat la maxim. Trebuie să-mi iau celălalt tun, pentru că măcar are 225 penetrare, care e normal pentru heavy-urile de la tier 8. Și ajută! Din păcate, tankul ăsta nu e ideal pentru orașe. N-are armură. Dacă n-ai armură, nu poți să faci mai lucru în oraș, că n-ai unde să te ascunzi, unde, unde să fii invizibil în stradă, pe o hartă pitică. Mai pitică decât restul. Și pentru că nu mai am nici rata de foc pe care avea tunul de celălalt, tunul 122 de milimetri, nu pot să mai am gură cu tirop să zic, aaa, dăm până unul de noi moare, dar eu am plăit o fire și pot să te mor primul. Că nu merge. Păcate, idioții noștri, în loc să ducă sus. Fuck me. Ce imbecil. O, toate tier-8-urile noastre, heavy-urile, s-au dus la măsă să stea. Na, așa aici e un T-34 de ei. Avem sus un... N-avem niciun heavy de tier-8. Nu cred că ăla e Ferdinand acolo, măcar Ferdinand, da, am pierdut-o pe asta, garantat. Idioți să ascund acolo, băi, idioților, măcar mergeți pe steag, măi, imbecilii dracului. Fericire și alors, la fel de idioți. Da, bine, ies că bou. Trebuie să fac ceva. Stai mai acolo, fii, tu să fii. Mai iese fira el să fie. Măcar o să pot să dau din ei când ne coboară în spate. Măcar atât. Idiot să-ți fac camping. 110 face camping. Fira tu să fii de imbecil. Și bineînțeles că m-a văzut pe mine. Și trage cu APCR. Fac eu ceva aici. Amândoi idioți cu gold. Ăla cu hit-ul a luat plăcere, da, nu știu de ce. Ce surpriză, ne-a spart spatele. Am fugit de aici.
Já me anota o vitrulão, tem 3-4. Não quero mais se penetrar, torque fundo. Idiota da copa tira, gente. Motherfucker. Paramos tudo. Ferdinando em conjurado. Aqui um bolso, o bugado 3. Ah, não, uma cara sem ocupados. Né? Que tal essa aí, tio? Que ideia, né? Não é que eu posso entrar nesse botão aí, tio. Mafia 1 sou, só tinha 2. Cara, eu deixei ele com gold. Os caras vão te invisível. Genial. Ascoro tău, deci ai coborul jos, imbecilul, puli. 12.000 de bătăliști ai dus jos cu un T-34. Doamne, ce retard, mă! Hai, nenea, unu' ies, hai. Și iată 5 pliu de track, mă. Am făcut bounce pe el cu 225. Menedrare. Bine că nu mă vede pe mine. Aia, ateule, că poți, mai dai una. Bine. Vorbește idiotul care nu s-a dus sus. Da-și mă-n pizda, mă, din. Am sigur că asta se întâmple. Pizda, măti. N-are rost să ne uităm la idioți cum pierd. Mă așteptam să mă aștepte. Că a văzut că vin, da. Da, mai avem niciun chef să stau oricum, mi-am spate dacă nu făceam mare lucru. Continuăm! Și-am pierdut bătălia asta. Genial, echip. 69 șansă de victorie și-am pierdut. Bine, nici eu n-am făcut mare lucru, dar da. E plin jocul de TD-ul. Hai să vedem cum o pierdem și pe asta. Problema cu vehiculele TD-urile care n-au armură deloc e că nu poți să menții jocul cu el. Pe dacă ai situații de partea de genul, ești într-un fiș și ai un câmp deschis în față pe care inamicul trebuie să-l tragă, atunci da, poate. Dar dacă nu, dacă aia trebuie să-ți faci schimb de focuri cu ei, o să pierzi de fiecare dată. Apoi 50.000 rații și ți-ai pierdut șenil acolo. Ai la 2.000 de bătălii ce te aștepți la el. Am tras pregătitor să nu mă încurce pe Victor. Hai să vedem, să vedem, să vedem. Nu, pot să dau după el. Nu l-am văzut. Ce bău sunt. Dar mai urcă ceva. Hai, nenea, hai. Hai mă, T-34, imbecil.
velho. Já. Morto da nossa velha. Platicola, idiota cu trebuie de bătălie și patru șobărați, zice că nu este noob. Bine, e de așteptat că e un idiot, dar nu. No. Și iată, 8 urcă acolo. De ce? Întrebare în capcană, de ce? Bă, da, vezi la figă vreo. Ha, în sfârșit, dar nimeni nu știu ceva. M-a văzut? Nu cred că m-a văzut. M-a văzut. Oh, pizda, mă, tine. E și Wolverine. Îmi place că eu cu binoclu n-am văzut Wolverine-ul, dar... Na, bine. Ce să mai comentez, știu. Toată lumea știe cum funcționează capul ăsta de viewspotting mechanics în jocul ăsta infect. E un tufiș cu camuflaj și AT-8-ul m-a văzut. Na, mai era un Hellcat și nu l-a văzut. Măcar am dat ceva damage, măcar atât. Cum a zis, dacă trebuie să schimbi focul cu inamicul, n-ai șanse în astfel de vehicule. Trebuie să înveți harta unde pot să fac mai mult cu căcatul ăsta de tankuri. Asta e, n-am ce să zic, e stilul meu de joc. Îmi place să fac damage decât să mă ascund, să aștept să vină inamic la mine. Prefer să dau damage decât să nu mor. Ce pui mi-ai vorbești, mă? Ce pâine fea de idioți ăștia? Bă, tu ai bătălii să-mi dai mie ordine, ai rații, ai ceva mai bun decât mine, să dai tu ordine mie, auzi la el. Idiot. Ia-te după mine, bă, că eu știu ce fac, văd ce știi ce faci, habar n-ai. Oh, well. Eu dau ordine aici, eu fac treabă. Nu e o situație ideală, dar nu aveam o poziție ideală nici cum, pentru că dacă mă duceam în oraș, trebuia să ies pe stânga. După cum toată lumea observă, turul meu e pe dreapta. Înseamnă că au timp să-mi dea 2-3 shot-uri până ies eu cu căcată stătătă. E 25. Și am acolo un IS. IS-ul ar trebui să-l rupă. Nu-i neapărat, da. Surprizător, de obicei vine ceva pe mijloc și face dreapta. Încă poate să vină, ne aștept. Un Ferdinand în spate și mai era ceva. Aș putea să mă duc după E25, dar n-am un vehicul atât de rapid ca să fac asta. Uite-l! Uite-l! Idiot. Bine că i-am făcut doar tunul. Fraiere, vezi că poți să te iau de aici, băi. Ce, să-mi ieși în dreapta, ok. Un Rheinmetall. Un Porsche. Ce mai aici? Indian Panzer, ăla trebuie să fie problematic. That's zidul tactul. Ce, că se bage penetrare, să poți să tregi și tragi până astea. Teoretic. Aaaa, trecu! Bine, a dat-o și jos, ce-i drept. Ferdinand, da. Bineînțeles că idioții noștri fac
camp acolo, sunt ghesuiți. Tarzii mamei lor din... Himmelsdorf standard. 7-6-6 câștigăm. Vedem. Am stăt problema cu TD-urile care n-au armură. Nu poți de... Nu merg singure. Oricât de mult știi, trebuie să bazezi pe idioții din echipă. Și idioții din echipă fiind idioții din echipă, o să pierd. Că sunt idioții din echipă. Hai mai dă-te la o parte. Nu știu de marșalier, firai tu să fii. Vedem unde ne ascundem cu căcatul ăsta. Nu e căcat, dar în situații de genul ăsta, pe harta de genul ăsta e căcat. Cred că o să stau la gaună. Acolo. Strag jos. Se pare situația cea mai bună pentru vehiculul meu fără blindaj, care poate să-și luai imediat de la asta. Din fericire văd că s-a răzgândit. S-a văzut altcineva mai degrabă. Hai nenea Churchill, hai, hai să facem schimb de focuri. Și jumătate din echipă s-o ce pe sus ca idioții. Bă, nu e encounter, bă, imbecililor. Da, aleu, ce prost am tras-o. Fantastic de prost. Îmi place când stai acolo. Bine, dacă l-aș inimeri ar fi bine, dar nu. Tantunul meu nu știi ce aia precizie. Am vrut să-i dau track la Centurion. Serios, n-aș nu trăgea după E2 și nu mi-a făcut mare lucru. Rușine. Nenea, dă-te bă în spate. O să mă duc pe Centurion să-mi iasă nașul în dreapta să mă omoare. După Churchill în Centurion. Cred că o să fac un obicei din asta. Toate tankurile britanice și centurioane. Da! Mă, s-ar tunul de râs. Dă-te dobitocule în spate, bă! Bun, așteptăm ăla că o să iasă. Teoretic, practic, nu știu. Ai, băi, eram pregătit acolo, cum poți să ratez așa fenomenal. Și eu fac bounce pe lateral la un Churchill. 6, 7. Ce porcărie. E magic, mă, e magic, vreau să fiu. Îi dai din față în șenile și faci damage, îi dai de lateral în șenile și faci bounce. Stupid. Atunci în care n-au să fac mari lucruri, e bine. Fantastic, era un M8A1 acolo, care poate să mă moare când să-l omoare pe el. Are fire și are damage decent. Are fire-at bun și n-am armură. Alte cuvinte poate să dea mine până mor. Ah, era după. Că și văd printre că cut-urile astea de stil. Hai mă, T49. Stai, că înseamnă că-s doi acolo. Maps! Așa trebuie să te uiți pe hartă, pe XVM. Mă, mă gândesc că i-a dat ăsta niște bucăți. Da. Hai să frăgăm menta. Nu, ieșim pe aici mai bine. Să luăm ceva damage, măcar să facem și noi ceva damage. Altfel o să avem victorie de tot căcatul. Un singur shot într-un nashorn. Arată 15. Să vedem cum face. Black Prince. A, bine că furtu tot, frit. Ce drept el a tras primul, deci. Ăla nu se uită la noi, că eu nu. Înseamnă că eu băgăm, ca nu budăiem. Înainte să tragă, că aveți zdam mătiț. Înainte să tragă, că aveți trei.
Arată de foc pe căcatul ăsta, că arată de foc ar fi ceva. Prefera să dau 100 de damage, mă, pentru dublu fire rate. Și acum hai să ne omoară un dată așa, mai ce runde de căcat. Dar măcar am dat ceva, ceva. Măcar atât. Nu, nu sunt prost să-mi ies în față la un AT-7. Teoretic, s-ar putea să fie pe partea asta AT-7, să ies chiar în fața lui, dar... asta e. E mai mult ca sigur că e pe aici, mi-e în față. Ba, nu, s-a băgat în colț. Wow. Și ăla cu nașul s-a dus pe el, că el poate. Hai, ce bău sunt. Scuze-mă. A făcut bounce! Tu-ți scura mătii de bounce, băi! 200 penetrare pe camia și el de tun! Aleu, ce căcat de meci! 15 shoturi, 4 nimerite, 2 penetrate, vai de curul tău! Cum poți să ratezi mai cu 0.32 precizie? Cum? Explică mie! Cam așa ne-a. Încă n-am făcut ceva cu Izibu. Nu i-am atât. Adic, făcut mai mult decât atât. Am fost al doilea din echipă. Măcar atât. Aoleu. 55.995 de XP. O să dureze. Da, fain fie. Whatever. 4 de tier 9. Iar pe harta asta, că bineînțeles n-am făcut toate celelalte hărți, așa că de fiind brâmnia pe o hartă plictisitoare. Nu că n-ar fi toate plictisitoare, dar... Plus că au scos ăla... Mountain-ul, aia din China. Îmi plăcea. Era interesant, îți dea posibilități. Asta... Poți să mergi pe dreapta, pe stânga sau pe mijloc. Și poți să mori în mijloc garantat, poți să mori în stânga aproape garantat, sau poți să faci treabă în dreapta. 32 contra tier 9. Hai că pe francezul penetrăm, dar E50, UT54, dar n-am șanse să-i penetrez decât dacă nu-s atent. Trage, bă, și pe mine, că eu sunt un american împuțit, care n-are viteze, cu toate că americanii aveau motoare serioase pe tankurile lor, dar nu! Russian game, yes. Russian propaganda, American tanks were crap, inaccurate. Giant, unarmored, with crap engines, yes, very much, man. Iar cele mai de treabă site-uri, cele mai bune site-uri pe toate tankurile, dacă germanii mai aveau site-uri mai bune. Și aveau și stabilizator de elevație la pe Sherman, dar aici rușii sunt mai preciși decât americanii. The Soviets, yes! Ah, nu știu, am mai artileria. Să avea power! Ai făcut cu doi ăsta mai mult. Ce v-am spun că ăștia fac schimb de gold, că așa sunt toți snobii în jocul ăsta. Hai băi, swap, puli, eu o să mă bag în față. Pare că da, eu o să mă bag în față. Ce, nici acolo nu-l penetrezi, ce porcărie. Artunul de râs! Perfect shot! No, 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 să trăim. Hai să vedem dacă îl penetrăm acolo. Da, pula. No, am tras eu prost la asta. Așa s-a dat în spate, că nu se descurcă de nimic. Iar a nimerit vârful ăla, bineînțeles, știi? La tankurile mele lusești, dacă îmi dăm vârful ăla, mă penetrează toți, dar eu dacă dau în vârful lor, nu. No.
În sfârșit. Penetra așa ceva. Ce mi-a dat? La ce unii mi-a dat-o? E mătă. Pe loc. Pusii. Fricosul naibă. Stat acolo să zic. Întotdeauna te dai în spate dacă știi că ai tacul în spate, ca să nu blochezi shot-ul aliaților. Aaaa, pizda mă, te deși mine. Ia băi, dai. Ne luăm de americanski. Ne luăm de americanski. Super Pershing. Surprise. Știi că armura ai numai în față? Ate 7, ar putea să fie problematic. Up. Up. Scuze, mai o să trec pe lângă tine, sper că nu te superi. O să te fac să te întorci, să te ia ai mei, bine? Ia, ding pe căcatul ăla. În schimb, ești pe steagul nostru, că duce să sunt pe steagul nostru. Și bineînțeles că... A, treceși patru noastre mort. Bun, excelent chiar. Ce-a făcut bounce pe ăsta? Am backup în spate, așa că mă dau în lateral ca să pot să tragă... Buuuuuțuz! Gura mătii de artilerie. Și-am făcut bounce pe el, bineînțeles. Unde... Nici în gun mantle, n-are nimeni gun mantle, am făcut bounce pe el. Și-am pierdut. Idioți. Idiots. Acum cred că înțelegeți de ce urăsc tankul ăsta. Pentru că 198 penetrare la tir 8 e o porcărie. Porcărie retardată, mai ales că 0.41 precizie. Ce dracu-i cu porcăria asta de tun? The fuck. Care nu poți să penetrezi în puii mei un AT-7 în caturile de cupole deasupra? Sau un T-25 în lateralul turelei. Și bineînțeles că prin tir 100 acum, tir 100, tir 10, e 100. Cac în jocul ăsta, nu mai runde de căcat și echipe de căcat. Ce să facem, mergem sus, măcar o să, dacă avem destul de distanță, nu o să ne omoare ea de-n prima cu super turnurile lor. Așa e balanța în jocul ăsta, tankurile alea mai, de tir mai mare, au armură, au de toate mai multe, știi, ca să, un tank mai mic să nu poți să le facă unul la unul. De penetrare mai multă, damage mai mult, hit point mai mult, armură mai bună, pantă mai bună. Mă, ce e? Fucking magic. Hai, War Thunder, dă-mi și mie invite-ul ăla să scap de căcatul ăsta. Hai, War Thunder. Fii de treabă, War Thunder. Ia mă și pe mine în beta, nu mai sufăr cu căcatul ăsta de tankuri fanteziste. Ce vine aici? Centurion 9, T-54, IS-3, IS-8, carne de tun. Două tir 8 sunt bătălia asta. De ce? N-ai găsit încă 4 tir 9 pe nicăieri. Trebuie să bagi 2 tir 8. Mă, trebuie tu să fii de matchmaker, idiot, retardat, stupid, incompetență rusească în pula mea. Și da, știu că nu-s ruși, dar e incompetență nu se ar. Genul ăla de incompetență care și planul în România. Știi de care? Aia care repară gropile așa de mântuială, care astupă canalizările când pun asfaltul. Incompetență din aia. Incompetență și miserupism. Până ajung eu moare, că ăsta-i băză baga mea. O să mă duc să mă iau în gură cu ei, eu singur fără armura mea. Cu armura mea din existent, eu o să mă duc să-mi iau de ei.
Ah, essa foi DM Chain de Gold aici. Me dá com High Explosive, idiot. Estou me apoi cu 774 damage. În turelă unde am super armură, mi-o dă. Și place că ar trebui a noastră doar. Waffenträger au făcut bonus. Waffenträger nu m-a penetrat judata la cu explosive și mi-a luat jumate de hit points. Tâmpenia lui măta. Hai bă, ce stați acolo, pizda mamei voastre? Eu stir 8-9. Hai bă, retarzi lui măta. What the fuck? Nu mă, stai cu tier 9 acolo, fracul meu. Bine, n-au ce să fac la Waffenträger și alte căcaturi, da. Deci, cu siguranță, îți fac treaba mai bună decât fac eu. Pe de două tier 9. Să 3. 514 de la Waffenträger. Hai bă, în pizda mătii. Foș, Waffenträger, da, am pus-o, fac. Interesant cum au apărut toți după ce au murit jumătate de aia care au atacat, din unul de la tactă. Vai, ce zici, stupide de bot? Și-mi cu iac Tigerul la vânătoare, poate facem ceva. Numai două tier 10. Am prins cu tier 8-ul pătălie mai proastă decât am prins cu tier 9. Ce tâmpănie de matchmaker! Da, bă, incompetență, mă, de asta. Masiv. Mind-boggling, cum zic englezii. De fapt, americani zic. E atât de incompetent încât nu-ți vine să crezi că cineva poate fi atât de stupid. Cred că pot să văd acolo. Cred. Să ne deosebim de restul tankului care am jucat. Ia Tiger-ul. E un vehicul care poate să-și poartă de grijă, teoretic. Hai mai faceți-vă un spot ca lumea ceva, să văd și eu. Să-mi pun precizia asta și penetrarea asta la folosință. Și putea să mă duc mai în față, dar prefer să nu mă duc mai în față. Pentru că așa pot să mă bagă pe stânci în caz că mă vede artileria. Când mă vede artileria, am înțeles. Vreau să mă vadă artileria, am vedea. Acolo, what the fuck? Dar nu-i văd chiar dacă ar fi acolo. Aaaa, bine că nu-i văd aici. Mă, cacu aici. Se vede? Nu se vede. M-am mai băgat după. Pierde de timp. Trebuia să-mi aleg eu o poziție mai bună. Dar... Hai mă! Fii de treabă, ies să te omor și eu. T30, am spus? Ce? Cât de idiot poți să fii? Uite atât de idiot poți să fii. Și totuși a scăpat. Prin valea aia. Nu
Nice, o Ok já botar ele lá no T3 hoje. Yeah, you suck, mate. O problema é que você vinha T3 hoje pra isso. Duplo Nath, você fica. Unul la unul cu T30, am șansa să-l fac, am șansa să mă și facă. Dacă nu s-a atent, ajunge în flancul meu și mă spulbere. S-a dus Lorraine-ul peste el, nu s-a dus celălalt Lorraine peste el. Se pot face ceva. Unde ești? Nu că te-am văzut, vă fac. Așa. Oh, ce perfect ai pus E100. Fantastic. Excelent. Și acum trebuie să mă întorc înapoi în bază. Da. Ce ne-a venit în bază? Aș vrea să te cred că tu nu faci spam cu gold, da, și tu probabil faci spam cu gold de 75. Obiect și T110. Avem și noi obiect și avem și noi tier 9 contra T10. Rupel! 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 Nu l-ai rup! What the fuck? Nu ai putut să faci bounce. Ok, au artilerie totuși. Ai ratat fraiere! Ai ratat fraiere! Chiar dacă nu-l ratai, tot murai, fraiere, da. Uf, i-a dat-o și artileria. Defensivă de TD-uri, cea mai bună. Da, am tras fantastic de prost. Nu mai am nimic de făcut. În sfârșit, o rundă bună, care fac și o treabă. Pentru că, spre deosebire de alte tankuri pe care le am eu, Yak Tiger e un tank care se descurcă singur. Atât timp cât nu e flancat și încercuit. Și n-are, nu se întâlnește cu medii rusești overpowered cu o super armură magică. Yak Tiger acolo, mai 50-20 acolo, 120 acolo. T92 e aproape mort. Yak Tiger e acolo? Bă, și n-am văzut. Hai mă, hai, fă ce făceai până... Hai bă, nu fi așa. Nu fi nes. Nice. Erai tu să fii de Yak Tiger. Mă faci să vin după... Bă, și-l văzusem. Na, nu, îl văzusem fără person. 3 kill-e, destul de mult damage. Was good. I approve of it. Adică ce, am murit un AMX 50-100-100. Am dat ultimul shot la un E100 pe moarte. Și două bucăți în obiect. Unde-o fugit ăsta? Oameni s-au zis să se nece. Da, încep să fiu de acord cu ăia care au zis că e acolo. Și... trebuie să fi dus în altă parte. Am să fi dus sus înapoi unde nu era mai nimeni de la noi. Vânătoarea de francez. Hai, bă, hai. Singura problemă e actă, că nu e foarte manevrabil. Greu mai merge, monstru. E posibil să mă moare la dacă space spam de gold. Și dacă nu face spam de gold, de Under Armor, mă pun. Se vede ceva? Ce anume? Ceva. Tras 3. Mă, eu zic să fugi de acolo, că vine ăștia pe tine.
Și de ce în spate l-a urcat pe sus în nasul. Hai, bagă marșalier, bagă marșalier, tată. Hai, bă, ieși o dată să poți dau jumătate, cred să fii. Fii mort. Dar asta e, trebuia să fiu mai agresiv. Mă gândeam în joc că iese, că nu să stai acolo unde vin toți. Nu contează, am făcut o rundă decentă. Ce obții mai decentă decât celălalt? Decentă, cum am zis. Și cu asta termin World of Tanks pe ziua de azi, pentru că merge foarte prost. Mai ales că toți ziua de care spamează gold. Mersi pentru vizionare și ne vedem data viitoare. Să vă fie chinul ușor.